Punoșevați sunt suspendați în urma cartenoașelor roșii încasate în meciul cu Petrolul Ploiești din runda precedentă la Concordia Chiajna. Nu poate juca. Paraschiv reușește să centreze însă exact acolo unde se afla masivul Bosga. Și pe Marius Stan, președintele Oțelului, centrarea lui Sărăgeanu. Bosga Mescu. Mâine de la 16:30 așadar la Fotbal Club, imediat după o partidă amicală foarte interesantă, Galactici de la Real Madrid. Respinge încă o dată impunătorul fundaș central al Concordiei Chiajna. El unele dintre reacțiile caracteristice lui Torinel Munteanu, un tip care pune puternică, o echipă capabilă să se bată din nou pentru titlu. Este o probă de foc pentru echipa lui Torinel Munteanu. Tremarin într-un duel cu Sorin Frunză, îi trimite lui Bosga o pasă bună pentru centrarea lui Sălăgeanu cu efect. Bosga, Europa League. Paraschiv a încercat să combine. Silviu Pană a luptat pentru minge. Popa a pierdut în fața lui Buș. Bosga reușește să lua pentru UTA. Câștigă acest duel IP. O pasă 11 în Liga 1. Iordache. Iar acum Ionut Voicu nevoit să joace în lung de linie pentru pe teren propriu cu Sportul Studențesc și Petrolul. Iar etapa trecută a fost învinsă la Sibiu de Voința. Și fundașii central să se implice mai mult pe faza de construcție. Bosga, lansare precisă. Și probabil cam acesta va fi scenariul până la finalul acestei întâlniri. Asta dacă nu cumva Concordia va reuși să marcheze al doilea gol înainte de finalul. La dreaptă, acum ajunge mingea la el. E portughezul Vitinia, câștigă Tibi Bălan, o pasă pentru Florin Costea. Costea în duel cu puternicul Jean-Claude Bosga. Tănase a trimis slab, vine Martinović la recuperare. O primă fază îi respinge Geraldo Bicfalvi, decașează spre Florin Costea, câștigă riscant, aș spune, însă Brandan a fost atent. Cristi Tănase, centrare pentru Mihai Costea, blochează Bosga. A fost jucătorul Stelei. O pasă lui Martinović pentru Bicfalvi. Bosga. Dublă schimbare făcută de cei doi antrenori. Ianic Salem a intrat în locul lui Mihalcea. Respin mult mingea. Aiza, un dribling în fața lui Vitinia. Continuă Aiza. Atac bun pentru CS Mioveni. Aiza însă. Galben lui Alexandru Radu pentru faultul. Concordia încearcă din nou să temporizeze jocul, să paseze pentru a-i scoate pe cei de la Chiajna din dispozitiv. Urcare. Din toate punctele de vedere, conform unei statistici publicate de Gazeta Sporturi, a fost un fault, s-a executat rapid, gazdele au pierdut cu aceeași ușurință ca și în alte faze mingea. Recloare. Jean Bosga. Încolțit de către Vlad Munteanu și Petre Marin, a încercat să-l angajeze, să reușești ceva. Iată încă o dovadă inexistentă practic în atac. Echipa din Chiajna. Echipa lui Diniță, însă CFR Cluj respinge imediat această tentativă. Bosga în lupt de la margine oaspeții, un balon aruncat către oprit din acțiune pe Chițu. Frumos șutul lui Bălțoi, chiar dacă nu a prins cadrul porții, care să urce la fiecare fază în atac. Pasează riscant acum Adrian Popa, noroc că Bosga a fost atent, altfel de Peralta. Bosga presat de Weldon, îi trimite lui Vitinia. Vitinia, 15 goluri a reușit în total, trică pentru CFR Cluj, însă cel mai important Bosga. A doua tentativă acum pentru fundașul central de a pasa, trimite bine de această dată în cont că a reușit o dublă și a pasat pentru cea de-a treia reușită a oaspeților. Respinge Bosga. Mureșan pentru Peralta, din nou Mureșan către un portar foarte apreciat în Portugalia. Este un om de națională, în primul rând, și în al doilea rând este un jucător foarte bine plătit de FC Porto. Are un salariu de 30.000 de euro pe lună. Probabil o parte din
salariul său este suportată de CFR Cluj. Doamnelor și domnilor, din nou de la Chiajna ne-am întors aici la 2 minute după startul părții secunde. Organizatorii au avut în pauză mari emoții, întrucât o pană de curent a pus sub semnul Ieiras, golkeeperul brașovenilor, trimite această minge fără adresă. Jean Bosga, Mihai Stere greșește și îi pune pe oaspeți pe contraatac. Chipciu de unul singur, pentru că Mugurel Buga acuză o accidentare și cred că va... Este un cilian venit în primăvară de la Union San Felipe. Fază de minutul 3, din care FC Brașov a deschis scorul. Merită prezența din nou în primul 11 a lui Eugen Trică. Să vedem dacă s-a mai pus la punct cu pregătirea. Alin Stoica îi trimite lui Bosga. Bosga iertat de... Reprimește Bosga. Bună această... Celor de la Concordia Chiajna. El nu susține atacul Barna. Bosga mai puternic de ceea ce slab din punct de vedere tactic. Bosga intuiește perfect pasa lui Lucas Garcia și încearcă să plece de unul singur. Bosga în continuare o cursă de 50 de metri îi trimite lui Eugen Trică. Cât de încet iese din offside Chițu. A stat și s-a uitat la coechipierul său. Și el și Bolțoi erau în offside, dar parcă nu vroiau să iasă. Bosga până la urmă șutează. Celotaru care apare în flancul stâng, acolo unde ieșirea. Intrarea lui Omer Begović, Bosga, precalm, a reușit să intercepteze acea minge. Lucas își face mingea pe stângul. Centrarea lui Lucas, respinge Bosga. Cel care a luat locul lui Claudiu Dumitrescu, Bosga, Mamele, Vitinia, Adrian Popa, Muzac, Sorin Pană, Vlad Munteanu, Ciprian Iliescu și Alexandru Bălțo. Brandan. Un balon aruncat spre Mihai Costea. Bosga este redutabil în Statea Cluj, a marcat Bălțoi. Spuneam și ceva mai devreme, în această ele câștigă duelul. Big Falvi pentru Mihai Costea nu a pasat suficient de tare pentru Nestor. Bosga trimite acum, e pericol din nou la poarta Concordiei. Renan și balonul este respins de Bosga. Practic, prin împrumutul lui Petu, celor din acest sezon, Panin acum la balon. Panin centrează, respinge Bosga. Nac Roni nu ar putea fi folosian, care combina acum cu Celestino Mureșan, trimite către Capetano, spre luare perfectă a lui Bosga. Această atitudine și în același timp de urmat pe toate stadioanele, Bosga prea pe piept această minge degajată de doar 3 oameni de la Ucluj stau în propriul teren, restul fac pressing. Bosga iese cu mingea la picior, o pasă pe... Bosga presat de Niculescu, trimite la Dima, iată, 3 jucători ai lui U, fac pressing și recuperează prin Laurențiu Marinescu, pasa lui Niculescu spre Marinescu, a fost de pe Digi Sport 1, pe FC Vaslui, într-un alt derby al acestei runde. Urziceni, fostul fotbalist al Stelei, Jean-Claude Bosga, iese cu mingea la picior, o face destul de bine, se ține tare pe picioare în duelul cu Mike Denvangera, acum o fază foarte frumoasă făcută de Ilie Ordache, pasa trimisă însă în spate, vine șutul, puț!